Îmi permiteți întâi de toate să salut această inițiativă, precum și pe toți participanții la evenimentul de astăzi. În mod deosebit, doresc să o salut pe excelența sa, doamna Mary Pendleton, primul ambasador al Statelor Unite ale Americii în Moldova, care a avut un rol cheie în asigurarea aflării în țara noastră a reprezentanților Corpului Păcii, care la rândul lor au ajutat și ajută în continuare generației tinere de la noi să studieze limba engleză, să descopere căile de succes în alte domenii. În aspect general, prin prodigioasă activitate, doamna Mary Pendleton a făcut ca factorul american să sporească nu doar prin prezență, ci și prin efecte utile poporului meu în calea sa de început spre o democrație autentică și edificarea statului de drept. Având în prim planul activității diplomatice problematica legată de soluționarea conflictului de la Nistru, transformările politice și democratizarea societății, doamna ambasador a contribuit și la propulsarea reformelor economice prin implicarea unor experți și companii americane. Astfel, de exemplu, doamnei Pendleton îi aparține inițiativa efectuării unui sondaj de opinie asupra efectelor programului educativ de privatizare, promovat și prin concursul companiei americane PBN. Și acest gest, costisitor de altfel, se înscria în cohorta de acțiuni ale americanilor pentru susținerea eforturilor conducerii Moldovei de a relansa economia națională și a o transforma într-o bază trainică a independenței Republicii. Am apreciat întotdeauna aportul domniei sale la organizarea vizitelor reciproce la diferite niveluri, semnarea acordurilor, instituirea relațiilor directe în diverse domenii, etc. Doamna Mary Pendleton nu mi s-a întipărit în memorie, mai ales ca persoană truditoare. Mereu studia Moldova și oamenii ei. Permanent contacta cu clasa politică și conducerea țării. Urmărea și analiza cu acuratețe diplomatică, dar în detalii procesele anevoioase ce se desfășurau în Moldova. Am avut întrevederi și întâlniri de lucru ori de câte ori au fost solicitate de dumneei temele discuțiilor, cuprinzând un spectru divers și util pentru Republica Moldova. Onorată asistență! Prin cele menționate mai sus, am intenționat să accentuez și faptul cât de binevenită și prețioasă a fost pentru noi susținerea din partea Statelor Unite la acel început de cale, imediat după desprinderea din Imperiul Sovietic, în care Moldova a fost incorporată fără voința poporului ei. Pregătirea, pas cu pas, și proclamarea independenței, cea mai consistentă reușită a mișcării de renaștere și eliberare națională, a dat startul edificării unui nou stat, Republica Moldova. Or, la momentul respectiv, ne lipseau cu desăvârșire experiența în construcția statală, legile de rigoare. Pe lângă aceasta, ruperea relațiilor economice cu partenerii noștri tradiționali din spațiul ex-URSS, tendințele separatiste manifestate în raioanele de est și din sudul Republicii, conflictul armat de la Nistru, impus de forțele revanșarde din afara țării, au condus iminent la înrăutățirea situației sociale și politice. Era clar că tranziția de la un sistem totalitar la unul democratic, de la o economie planificată la una liberă de piață, devenea posibilă numai în condițiile unei susțineri consolidate din partea comunității internaționale. De aici
și activitatea noastră de zi cu zi, în primele luni de după proclamarea independenței, vizând recunoașterea Republicii Moldova și afirmarea ei pe arena mondială. La scurt timp am fost recunoscuți, devenind și membri cu drepturi depline ai celor mai prestigioase organizații internaționale. Nu pot trece peste importanța imboldului pe care l-a dat procesului în cauză întâlnire la nivel înalt la Casa Albă din 18 februarie 1992. În cadrul acesteia, președintele Statelor Unite ale Americii, George Bush, senior, declarându-se impresionat de schimbările care aveau loc în Moldova, în special cele vizând democratizarea și reformarea societății și economiei, ne-a anunțat că Statele Unite au hotărât să stabilească relații diplomatice cu țara noastră, precum și să ne acorde clauza națiunii celei mai favorizate. De atunci, avem întreaga susținere multidimensională pe tărâmul bilateral moldo-american, precum și în cadrul organizațiilor internaționale. Ne bucur faptul că exemplul Statelor Unite ale Americii în această privință a fost urmat și de alte state. Grație eforturilor clasei politice și susținere din partea populației, în primul rând, dar și a comunității mondiale, Republica Moldova, pe parcursul a 22 de ani de existență, s-a consolidat ca stat democratic, bazat pe drept, cu o economie de piață bine conturată, cu propriul sistem de securitate. În prezent, țara noastră își făurește viitorul, fortificând prin fapte concrete integrarea în Uniunea Europeană. Mai e mult de lucru. Mai sunt multe de făcut. Vor mai fi și greutăți de înfruntat, dar sunt convins treptat le vom depăși pe toate și ne vom simți comod în familia europeană. Nu încape îndoială că la realizarea acestor deziderate vor contribui în continuare atât actualii cât și viitorii reprezentanți ai Corpului Păcii, a IDUMA, predecesorilor lor. Vă urez succes, mulțumindu-vă pentru prilejul de a cuvânta în fața dumneavoastră.